odată cu sfârșitul anului și cu un început de an nou, aproape din reflex, în mod inevitabil, avem o tendință spre introspecție. Parcă ne aflăm așa în ultimele zile a anului, în ultimele momente și începem și ne uităm în lăuntrul nostru, ne uităm la anul care a trecut, analizăm anul care a trecut și în același timp privim cu speranță spre noul an care ne stă în față. Sperăm că anul care va veni va fi mai bun decât anul care a trecut. Sperăm că greșelile care le-am făcut în anul trecut nu vor fi repetate. Sperăm că rănile care s-au petrecut în viețile noastre vor fi vindecate în anul nou. Avem cumva speranța că odată ce ceasul bate la 12, totul se va curăți din anul vechi și vom începe un an nou cu o tablă goală, cu punctajul resetat la zero. Și inevitabil, dacă privim cu introspecție și cu luare de seamă la anul care a trecut, vom identifica anumite eșecuri din anul care s-a scurs, din anul care s-a cheltuit și este bine ca să le identificăm, este bine ca să le cunoaștem și vom căuta, fiecare dintre noi, vom căuta să luăm noi rezoluții, noi hotărâri pentru anul care urmează ca să vină. Pe august 17, 1723, la doar 20 de ani, tânărul predicator Jonathan Edwards a scris 70 de rezoluții pentru viața sa. Jonathan Edwards a fost numit de mult cea mai strălucită minte care a produs-o America vreodată. Nu doar cea mai strălucită minte creștină, ci cea mai strălucită minte din punct de vedere de teologie, de filosofie, de gândire. Omul acesta a fost un titan al lui Dumnezeu. Un om prin care Dumnezeu a lucrat una dintre marile treziri spirituale în America, un om care a contribuit mult la gândirea creștină și mulți împrumută din scrierile lui, din conceptele lui, nici măcar nu sunt în cunoștință de faptul că fac lucrul acesta. Și tânărul acesta, la 20 de ani, cu o luciditate extraordinară și cu o claritate spirituală extraordinară, a scris 70 de rezoluții pentru viața sa. Prima rezoluție sună în felul următor. Sunt hotărât să fac acele lucruri care cred că îl slăvesc pe Dumnezeu cel mai mult și sunt pentru binele, câștigul și plăcerea mea. Și sunt hotărât să le fac pe toată durata existenței mele, fără a ține cont de timp, atât pentru acum, cât și pentru veșnicie. Sunt hotărât să fac tot ceea ce cred că este datoria mea pentru binele și avantajul omenirii în general. Sunt hotărât să fac aceste lucruri indiferent de dificultățile pe care le voi întâmpina, indiferent cât ar fi, cât ar fi de multe și cât ar fi de mari. Și omul acesta și-a scris 70 de rezoluții pentru viața lui și toată viața lui le-a citit și a gândit asupra lor în fiecare săptămână. Nu vreau să vi le citesc pe toate 70 în această seară, dar vă recomand să le citiți. Cred că sunt un material bun de meditat și sunt un material bun ca să le aplicăm chiar, pentru că toate rezoluțiile până la urmă care le-a scris Jonathan Edwards au temelia lor în cuvântul lui Dumnezeu. În această seară, în schimb, vreau ca să împărtășesc cu voi câteva din regretele și rezoluțiile mele. Nu 70, stați liniștiți, nu vor fi 70 din regretele și rezoluțiile mele, poate 5 sau 6, și sper să vă regăsiți în unele dintre ele, în măsura în care ele sunt după cuvântul și voia lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile sau câteva dintre lucrurile care
apasă asupra inimii mele la sfârșit de an, câteva dintre regretele din anul care a trecut și câteva dintre rezoluțiile sau hotărârile sau speranțele care le am pentru anul care vine. Și mă rog ca fiecare dintre noi să privim cu onestitate la viața noastră, la anul care a trecut și să cântărim bine în această seară starea noastră. Să cântărim bine unde ne aflăm și în ce stare ne aflăm și în același timp să privim cu speranță și împuterniciți de promisiunile lui Dumnezeu spre viitor cu noi rezoluții. Și să veghem unii asupra altora în dragoste ca să ne ducem împreună până la capăt, nu doar aceste rezoluții spirituale, ci mântuirea noastră. Să o ducem în dragoste împreună cu frică și cu tremur și cu deplină încredințare că o vom putea face pentru că Dumnezeul nostru care este bun ne va da din puterea Lui și prin puterea Lui și voința și înfăptuirea. Regrete și rezoluții din anul care a trecut și pentru anul viitor. 1. Regret că nu am trăit fiecare clipă pentru slava lui Dumnezeu. Așa de mult vorbim despre slava lui Dumnezeu și de a trăi pentru slava lui Dumnezeu încât a devenit un adevărat clișeu. Apostolul Pavel spune în Coloseni 3:17, tot ceea ce faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El lui Dumnezeu Tatăl. În 1 Corinteni, capitolul 10:31, Pavel spune așadar, fie că mâncați, de cele mai elementare lucruri ale vieții, nici nu trebuie să-ți propui să o faci, o faci de la sine, este o nevoie. Fie că mâncați, fie că beți sau orice altceva faceți, să le faceți pe toate. Să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Există un fel de a trăi. Există un fel de a gândi, un fel de a privi viața, un fel de a sta în comuniune cu Dumnezeu. În care tot ceea ce faci, fie cu vorba, fie cu fapta, se face pentru slava lui Dumnezeu și vă mărturisesc cu regret că nu tot ceea ce am făcut în anul 2016 a fost pentru slava lui Dumnezeu. Am dubii că majoritatea din ceea ce am făcut a fost pentru slava lui Dumnezeu. În același timp, sunt hotărât, sunt rezolut ca să nu mai îmi irosesc timpul trăind pentru mine. Paradoxul vieții creștine este că viața creștină este deplin satisfăcătoare doar atunci când murim față de noi înșine. Când mor față de sine, începi să trăiești cu adevărat. Când mor față de ceea ce ești tu, în trupul acesta, în carnea aceasta, Duhul tău începe și trăiește cu adevărat. John Piper are o binecunoscută lozincă, dacă vrem să o numim așa, care el spune, Dumnezeu este deplin glorificat în mine, în viața mea, atunci când eu sunt deplin satisfăcut în El. Există o stare de satisfacție în Dumnezeu. Există o stare de comuniune cu Dumnezeu. În care mor față de lucrurile acestui pământ, în care ele devin secundare și în care tot ceea ce faci este pentru slava lui Dumnezeu. Pavel de altfel spune în Galateni 2:20 și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața creștină începe cu moartea față de sine și cu o viață trăită dedicată lui Hristos. Pavel o descrie mai mult decât atât ca și Hristos care trăiește în noi. Viața creștină nu este de libertate de a face tot ceea ce vrem. Ci viața creștină este libertatea de la ceea ce vrem. Și aduce cu ea dorințe noi. Porniri noi, satisfacții noi.
2. Regret că nu m-am bucurat de Dumnezeu prin toate binecuvântările care le-a revărsat peste mine. Prin sănătatea care mi-a dat-o, prin familia care mi-a dat-o, prin prietenii care mi-a acordat, prin biserică, prin toate binecuvântările care Dumnezeu le-a revărsat. Nu am profitat de ele la maxim ca să mă bucur de Dumnezeul care mi le-a dat. Iacov ne învață această realitate în epistola lui, în Iacov 1, de la 16 la 17, și spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit iese de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare și nici umbră de mutare. Dumnezeu este Cel care dă orice dar bun. Orice lucru de care te bucuri tu, orice lucru care îți aduce plăcere, plăcere sfântă, evident, orice lucru care poate ca să aducă plăcere, până la urmă a venit de la Dumnezeu. Într-adevăr, plăcerile acestea care sunt dăruite de Dumnezeu sunt deseori pervertite de o lume decăzută, dar tot ceea ce este bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne binecuvântă și binecuvântarea Lui ne este dată pentru glorificarea lui Dumnezeu și pentru binele nostru. Atunci când nu ne bucurăm de darurile lui Dumnezeu, de binecuvântările Lui, în plinătatea bucuriei, îl dezonorăm pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu familii. Ce mari bucurii pentru noi! Și să știți că atunci când neglijăm bucuria aceasta pentru alte lucruri, Dumnezeu este dezonorat de copiii Săi. Părinții creștini ar trebui să fie cei mai bucuroși părinți. Soții creștini ar trebui să fie cei mai bucuroși soți. Creștinii în general ar trebui să fie oameni care sunt plini de bucurie. Pentru că înțeleg că toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu. Pavel ne spune în Roman 2 cu 4: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că Dumnezeu este bun cu tine ca să-ți atragă atenția, ca mintea ta să se gândească asupra celuia care ți-a dat aceste daruri? Adevărul este că nu suntem satisfăcuți cu ceea ce avem și fiecare dintre noi are foarte, foarte mult, pentru că am uitat de la cine avem aceste lucruri. Și am uitat că toate aceste lucruri sunt nemeritate. Nu este așa că lucrurile care sunt cele mai prețioase în viața dumneavoastră, obiectele cele mai prețioase, nu sunt neapărat cele care au o valoare în bani cea mai mare? Dacă v-ați găsit fiecare în dilema, de exemplu, că ați afla într-o dimineață că arde casa dumneavoastră, după ce ați lua, evident, pe copii și pe cei dragi, să-i scoateți afară, dacă ați putea ca să mai luați un singur obiect, un singur obiect, nu este așa că pentru cei mai mulți dintre voi și pentru poate toți, obiectul acela ar fi de valoare sentimentală? Ar fi o poză cu familia noastră sau ar fi un cadou care l-am primit de la cineva drag. De ce? Pentru că valoarea lucrurilor, valoarea darurilor este cuprinsă în Cel care o dăruie, în Cel care ne-o dă. Anca păstrează lucrurile, îi place să le păstreze. Eu nu le prea păstrez. Eu mă folosesc de ele și le arunc, dar ea păstrează. Și lucrurile care le păstrează cu cea mai mare grijă nu sunt neapărat lucrurile de valoare a cea mai mare. Sunt un bilețel care poate l-am scris în tinerețea mea, da? Sau un obiect care l-am colectat dintr-o excursie. Ce valoare până la urmă au? Dacă aș lua acel obiect și l-aș duce la o piață sau la un târg și aș zice: uite, am aici ceva care e foarte, foarte valoros pentru soția mea. S-ar uita omul acela la, nu știu, o clepsidră sau...
care am luat-o de lângă Brașov sau ceva de genul, și zice, păi, nu știu, asta valorează cam 2 lei. Omule, nevastă mea n-ar da clepsidra asta pentru $1,000,000. Tu vrei să-mi dai 2 lei pe ea? De ce? Pentru că semnificația celui care a dat darul îi dă o valoare deosebită. Nu suntem satisfăcuți de lucrurile care le avem, pentru că am uitat de la cine le-am primit. Am uitat că toate lucrurile bune din viața noastră au fost daruri de la Dumnezeu. Știți, când mergeți ca să... sau așa ar trebui să fie, să cumpărați un dar pentru cineva, un cadou. La ce vă gândiți? Vă gândiți la persoana respectivă și vă gândiți ce le-ar place. Ce ar face să zâmbească. Dacă cumperi un cadou la o femeie, este foarte, foarte greu. Da? Te duci și te uiți la poșete. Sau la haine. Și trebuie să te gândești ce i-ar place, ce ar merge cu ce are deja în garderobă, care ce în stilul ei și așa mai departe. Da? Poate lua ore întregi. Și tot scopul exercițiului este că atunci când deschide darul acela să privească la el și să realizeze că cel care a cumpărat darul a depus un mare efort ca să-i aducă bucurie. Gândiți-vă că viețile dumneavoastră, binecuvântările dumneavoastră au fost alese dinainte de întemeierea lumii de Dumnezeu ca să fie daruri unice pentru fiecare dintre voi. Copiii voștri au fost concepuți în mintea lui Dumnezeu, zâmbetul lor, care va aduce atâta bucurie. L-a gândit Dumnezeu și a zis, zâmbetul acesta va aduce la Bog de bucurie. Dumnezeu s-a gândit la zâmbetul copilului tău, să ți-l dea în dar. Felul cum miroase o prăjitură când se coace în cuptor. Acea prăjitură care știe soția că îți place cel mai mult. Anca gătește foarte, foarte sănătos și e bine. Toți ar trebui să gătim foarte, foarte sănătoși. Și a gătit pentru sărbători prăjituri care de altfel îmi plac foarte, foarte mult, dar sunt foarte, foarte sănătoase. În afară de una care a dat comandă, o prăjitură cu vișine. Plină de zahăr, plină de lucruri care te pot omorâ, care știu că pentru ea sunt dezgustătoare, dar a comandat o tavă de această prăjitură pentru că știe că este prăjitura mea favorită. Făcută de o lele la jac, care nu o cunosc, nu știu cum o cheamă, nu știu unde îi, nu știu de unde are rețeta, dar Dumnezeu s-a asigurat că va exista acea prăjitură care mi-aduce mie deosebită plăcere. Are exact cantitatea de nucă și de vișine. De parcă cineva într-un laborator a tot cântărit și a gândit oare cum îi va place la Mihai să fie cantitatea de nucă și de vișine. Știi cine a cântărit? Dumnezeu a gândit atunci când a vrut să mă ofere această binecuvântare. Și când a vrut să mă ofere o soție care să se îngrijoreze despre faptul că eu aș vrea să am o anumită prăjitură. Când înțelegem că darurile acestea nu sunt întâmplări, când înțelegem că toate lucrurile bune din viața noastră, de la familie, la servici, la binecuvântările materiale, la mâncarea care o punem pe masă, au fost oferite nouă de Dumnezeu, valoarea lor, sentimental vorbind, devine infinită. Și nu le-am schimbat pentru nimic în lume. Dacă ar veni altcineva și ar spune, știi, uite, am eu altă variantă. Pot să-ți dau ceva mai bun decât ceea ce ți-a oferit Dumnezeu. Ai zice, da, într-adevăr, lucrurile astea care mi le arăți par spectaculoase. Dar astea mi-au fost date mie personal de Dumnezeu. Familia asta, soția asta, copiii ăștia, slujba asta. Toate aceste binecuvântări au fost alese de Dumnezeu ca și cadouri, ca și daruri pentru viața mea și nu le-aș schimba pentru nimic în lume. Lipsa de satisfacție intervine atunci când nu mai suntem conștienți de cel care ne-a oferit aceste lucruri. Atunci când ajungem să desconsiderăm pe cel ce dăruiește darurile și căutăm împlinirea în daruri, atunci orice am avea
nu vom fi satisfăcuți. Și în anul care vine, sunt hotărât, sunt rezolut să mă bucur de toate darurile bune cu care am fost binecuvântat, în așa fel încât bucuria mea în Dumnezeu prin aceste daruri să fie desăvârșită. În așa fel încât să privesc la aceste binecuvântări, să mă bucur de ele și în bucuria aceasta mea ca să ajung într-o bucurie desăvârșită față de Dumnezeu și din cauza lui Dumnezeu. Priviți ce spune Iacov imediat înainte de versetele care le-am citit. Iacov 1, de la 14 la 15. Iacov spune, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui și este momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Și imediat după ce spune asta, vine Iacov și spune, hei, toate darurile sunt de la Dumnezeu. Ați observat punctul care vrea ca să-l scoată în evidență sau sublinierea, legătura între aceste două? Nu darul este problema. Nu lucrurile sunt problematice, ci poftele noastre. Pofta noastră care nu este satisfăcută cu ce am primit, cu ce ne-a dat Dumnezeu, cu ce a hotărât Dumnezeu pentru noi. Știți sentimentul, da? Este foarte greu de recunoscut în noi, dar este foarte ușor de văzut din noi în afară. Când privim la cineva, vine copilul la masă și tu te-ai chinuit ca să-i pregătești ceva minunat să mănânce. Mai ales, mămicile deja sunt obișnuite cu asta, dar noi, bărbații, când gătim noi pentru copii odată la un miliard de ani și ne chinuim noi acolo în bucătărie, dar mie îmi place să fac omlete foarte mult. Și de când în când mă ofer ca să fac omlete pentru copii. Fetele au gusturile dezvoltate după mama lor, sănătoase. Și eu încerc să le fac niște omlete care îmi plac mie. Și mă chinui acolo și le condimentez și asta. Și îi pun pe masă la Casey, de exemplu, și vine Casey să urcă pe scaun și să uită așa, ce-i cu asta? Și parcă să lasă inima în mine. M-am chinuit aici să-ți fac omleta asta, m-am gândit cum ți-ar place, cu brânză, mozzarella. Păi eu aș fi vrut doar două ochiuri bătute așa și... Tu, fetiță, nu știi ce-i bun în viață. Da? Problema nu sunt poftele noastre. Adică nu sunt obiectele sau darurile care le privim. Problema e că atunci când ne uităm la ceea ce avem în viața noastră, care a fost regizat de Dumnezeu, care El a hotărât, a gătit viața noastră pentru noi, și ne uităm la ele și în loc să mulțumim pentru ceea ce El ne-a dat, vine pofta și firea și spune, ha, asta a gătit Dumnezeu pentru mine. Asta mi-a pus pe masă. Eu vreau altceva decât Dumnezeul atotștiutor și atotînțelept a gândit pentru mine. Și aici intervine păcatul. În momentul în care acea poftă începe și urcă așa în noi, da? Și începe și ne mobilizează și dăm curs la ea și dăm cu piciorul la ceea ce ne-a pregătit Tatăl nostru Ceresc și spunem, eu vreau altceva, am păcătuit. Asta este esența păcatului. Adam și cu Eva, până la urmă, problema n-a fost că au mâncat un fruct. Problema a fost că au mâncat fructul care Dumnezeu a spus n-a fost pentru ei. Și au zis, știm noi mai bine ce ne-ar place nouă decât ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru noi. Asta este problema. Mai imaginați-vă dacă noi, tații și mamele, când copiii noștri fac așa fețe urâte că ceea ce le-am pus pe masă nu-i pe placul lor, de parcă ar ști ei mai bine ce-i bine pentru ei. Ce simțim? Imaginați-vă cât de fericit este Tatăl nostru Ceresc când noi ne uităm la viețile noastre și spunem, nu, mersi. Nu, am eu un plan mai bun. Am eu dorințe mai bune. Am eu variante mai bune. Trebuie să ne întrebăm, la sfârșitul anului acesta și la începutul anului viitor, ce anume poftim? Ce anume dorim? De ce suntem momiți și atrași? Ce ne seduce în această lume? Ne seduce Dumnezeu? Ne seduce voia Lui pentru noi?
cuvântul lui, lucrurile alese care el le-a pus deoparte pentru noi, sau suntem seduși de altceva? Ne dorim altceva. 3. Regret. Toate vorbele fără rost. Și orice vorbă care ne-a adus slavă lui Dumnezeu și zidire celor din jurul meu și în zilele care au trecut, derulând banda în mintea mea, am constatat că au fost multe în anul care a trecut. Domnul Iisus ne spune în Matei 12:36, vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. De orice cuvânt nefolositor. Nu doar pentru orice cuvânt urât, nu doar pentru orice cuvânt porcos, nu doar pentru orice cuvânt care este nepotrivit, nici nu știu, pentru orice nefolositor. Ce înseamnă asta? Neutil. Care nu zidește. Care nu are un scop bine definit. Statisticile ne spun că femeile vorbesc undeva la 20.000 de cuvinte pe zi. În schimb ce bărbații vorbesc undeva la 7.000 de cuvinte pe zi și aici nu luăm în calcul SMS-urile și mesajele pe Facebook și așa mai departe. Eu cred că statisticile astea sunt vechi. Acum cu potențialul ăsta tehnologic, nu de a fi omniprezent, dar multiprezenți, că poți sta la masă cu soția sau cu soțul și purta 10 discuții cu prietenii, da? Ai 1.000 de cuvinte la masă și mai ai încă 10.000 pe Facebook. Foarte interesant. Studenții din ziua de astăzi și... nu înțeleg. Pe Facebook poți să scrie romane. La școală, dacă li se spune 3 pagini, profesorul ăsta ne îneacă, ne omoară cu teme și cu atât trebuie să scriem. Dar dacă i-ai dat telefonul în mână și ai spune, scrie acolo, poate asta ar fi o soluție. Să vedem să-și facă eseurile pe Facebook. Ar scrie eseuri de 100 de pagini. Câte dintre acele 20.000 sau 10.000 sau 30.000 de cuvinte credeți că au fost folositoare? Sau câte credeți că au fost spre slava lui Dumnezeu? Din zecile de mii de cuvinte care le rostim în fiecare zi. În anul care vine, sunt hotărât să vorbesc mai puțin, să ascult mai mult și să mă rog neîncetat. Iacov ne învață, tot în epistola lui, la capitolul numărul 1, la versetul 19, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Și adevărul este că vorbim mult prea mult și vorbim mult prea repede. Nu mai avem timp și răbdare ca să ascultăm pe alții, să medităm și să gândim la ceea ce ni se spune. Asta era problema și în vremea Domnului Iisus Hristos. Dacă urmăriți, de exemplu, în Evanghelia după Ioan, dar de fapt peste tot, veți vedea că atunci când Domnul Iisus se întâlnea cu fariseii, cu liderii religioși din acea vreme, întotdeauna când Domnul Iisus le spunea ceva și el termina de vorbit, ei nici nu stăteau să proceseze și vineau cu un răspuns sau cu o întrebare. Și spun lucrul acesta și m-am gândit, măi, nu că mă laud, să ne lăudăm. Eu stau și privesc la cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan și câteodată mă uit la două versete și stau și meditez 4 zile. Ca să pot să înțeleg ce vrea să ne spună Fiul lui Dumnezeu prin fraza aceasta. Și fariseii și oamenii din ziua lui instant aveau replică la tot ceea ce zicea Hristos. Și am zis că noi facem același lucru. Venim la biserică, ascultăm o predică de o oră și mergem acasă și nu stăm nici măcar 10 minute după biserică. Nu trec 60 de secunde. De tăcere, de liniște, de meditare, să lăsăm cuvântul ca să ia rădăcină în mintea noastră, să ne gândim, ok, bun, care a fost lecția? Ce ar trebui să învăț din cuvântul acesta? Ce trebuie să aplic săptămâna asta? Nu? 60 de secunde după ce se spune și biserica este liberă, vum! 10.000 de cuvinte, că avem deficit, da? Ne sună telefonul, hei, ai 20.000, știi cum sunt alea de
de fitness, de spun câți pași trebuie să faci. Dar ne alertează. Trebuie să vorbești 20.000 de cuvinte. Ai tăcut 2 ore la biserică sau o oră în timpul predicii. Trebuie să recuperezi. Și începem. Și vorbim. Și dăm replici. Și nu mai ascultăm. Și nu mai medităm. Și nu mai gândim. Și nu mai ne rugăm. Vrem să ne expunem tot timpul punctul de vedere. Să fim auziți, să fim înțeleși. Nu contează dacă noi am înțeles pe cei din jurul nostru. Nu contează dacă noi am înțeles ceea ce ne spun, ceea ce-i doare, ceea ce-i frământă. Asta este o mare problemă, mai ales pentru noi creștinii sau pocăiții. Nu mai avem dragoste ca să-i ascultăm pe oameni. Ce pe omul și ne spune? Ai, uite, astea-s durerile mele, astea-s problemele mele. O, trebuie să te pocăiești! Taci, mă, omule, și lasă-l să-ți vorbească. Lasă să-ți spună durerea și zi o rugăciune în mintea ta pentru el. Să spune, uite, am fost așa la servicii, frământările, așa. O, Biblia spune! Taci, măi, din gură și lasă să-ți spună frământările lui. Suntem prea grăbiți ca să ne expunem punctul de vedere. Înainte ca să înțelegem care e problema omului. Înainte ca să înțelegem ce-l doare, ce-l frământă. Nu avem timp ca să gândim, să medităm, să ne rugăm pentru oameni. Este important pentru noi să ne înțeleagă alții. Și nu contează așa de mult dacă noi înțelegem pe cei care sunt în jurul nostru. Înțeleptul Solomon ne învață în Proverbe, capitolul 18, în felul următor. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Mulți dintre noi ne aflăm în această capcană. Aici, la noi, în biserică. Am mers la studiu biblic. Știi cum e? Hai să nu luăm studiu biblic. E cum? Mă duc eu la fratele Cristi la sală, la karate, știi? Și fratele Cristi, așa, într-o oră, mi-arată niște scheme. Că așa le zic ăștia care n-au habar de karate. Frate, arată niște scheme, da? Și primul lucru care fac când mă întâlnesc cu altcineva, vreau să-i arăt ce scheme am învățat eu. Și zic, uite, hai să arăt, uite, ăsta e un ghedan. N-am habar ce e un ghedan, apropo. Mi-a tot zis fratele Cristi, el întotdeauna zice, dă un ghedan, dă un ghedan. Nu știu ce e asta. Dar primul lucru, eu mă întâlnesc cu cineva, hai să arăt ce am învățat eu. Marele karatist, da? Așa suntem și noi cu teologia, cu cuvântul Domnului de multe ori. Am venit o oră la biserică și primul om care îl prindem la colț, hei, hai să arăt o schemă biblică. Lasă schemele biblice. Păi nu te doare de învățătură? Tu vrei doar ca să spui altora ceea ce tu știi sau ceea ce crezi că știi. Omul care învață mult, de obicei vorbește puțin. De obicei vorbește puțin. Oamenii care nu știu mare lucru vorbesc tot timpul. Proverbe 18 cu 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își atrage rușinea asupra lui. Ce grăbiți suntem să dăm replici. Unii probabil se gândesc, frate, dar dacă nu mai vorbesc 20.000 de cuvinte pe zi, plus SMS-uri și mesaje pe Facebook, ce o să mai fac? Cu ce mi-ocup timpul? Și Biblia ne dă o soluție și pentru aceasta. Apostolul Pavel ne spune la 1 Tesaloniceni 5 cu 16, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Există o pace și o liniște în tăcere, în contemplare și în rugăciune. Când te oprești din vorbit și stai înaintea Domnului în rugăciune, și rugăciunea nu înseamnă numai atunci când te pui în genunchi la marginea patului sau când vii la biserică. Rugăciunea înseamnă a vorbi cu Dumnezeu, a fi în comuniune cu Dumnezeu, a-i spune lui Dumnezeu ce este în inima ta și după aia a tăcea înaintea lui Dumnezeu. Noi nici în rugăciune nu știm să tăcem. Nu știm ca să lăsăm pe Dumnezeu ca să ne vorbească. Doamne, astea, cum să ne vorbească Domnul? Noi suntem cesaționiști. Noi nu credem că Domnul mai vorbește și astăzi. Să-ți prostii. Domnul ne vorbește prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt, care ne aduce aminte de Sfântul Cuvânt tot timpul. Doar că noi nu tăcem să ne spună ceva. Noi tot spunem, Doamne, aia. Bum, am terminat cu rugăciunea și acum am dus să vorbesc cu altcineva.
Rugați-vă neîncetat, spune Apostolul Pavel. Când ești în mașină, spune lui Dumnezeu ceea ce e în inima ta. Și după aia taci și așteaptă un răspuns. Există o pace care se experimentează prin tăcere, prin contemplare și prin rugăciune. Problema cu lumea de astăzi și mai ales cu generațiile mai tinere este că le place să vorbească mai mult decât gândesc și le place să scrie mai mult decât au citit. Chiar în cercurile noastre creștine, atâta dezbatere despre cuvântul lui Dumnezeu, că ei care dezbat aceste teme, nu vorbesc de păstori neapărat, de teologi, ci de laici, scriu mai multe cuvinte decât au citit din Sfânta Scriptură. Ei au mai multe opinii decât versetele care le-au citit. Și nu mai stau să citească cuvântul și să stea în tăcere înaintea cuvântului. Deseori m-am găsit și pe mine vinovat de lucrul acesta. Spune cineva ceva și nu termină propoziția din gură, că eu deja știu ce vrea ca să unde vrea să bată cu problema. Și vin 5 răspunsuri la erezia ta. Ca un nebun. În loc să stau să-l ascult, să văd ce îl doare pe om, ce îl macină, ce îl frământă. 4. Regret faptul că deseori am neglijat disciplinele spirituale și mai ales cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne învață Matei 4:4, în timp ce era ispitit, spune în felul următor. Drept răspuns Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Peste tot în Sfintele Scripturi suntem prezentați cu această paradigmă, această relaționare în care relația noastră cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, cu cuvântul Său, este pusă în contrast cu nevoia noastră pentru hrană, pentru pâine. Și știți ceva? După multă contemplare am ajuns la concluzia că nu este o metaforă, o simplă metaforă, nu este o alegorie. Este o realitate spirituală. Prea mult le tratăm lucrurile acestea de parcă ele doar așa spiritualizează Domnul Iisus. Domnul Iisus când zice satanei că omul nu trăiește doar cu pâine, este într-un post de 40 de zile negru. Asta nu e spiritualizare. Asta e realitate. Realitatea care spune că hrana spirituală este mai importantă decât hrana fizică. Putem tot spune că știi că, da, așa în principiu, nu în principiu, practic vorbind. Practic vorbind, părtășia cu Dumnezeu prin cuvântul Lui, hrana din cuvânt este mai importantă decât pâinea de fiecare zi. Au venit sărbătorile pentru fiecare dintre noi, asta înseamnă zile libere. De la servici, de la școală. Și fiecare dintre noi, în zilele acestea libere, am pus câteva kilograme în plus. Nu? De la cărnați, de la prăjitură, da? Țineți minte prăjitura aceea mea favorită, cu vișine. În fiecare dimineață nu m-am putut abține să-mi tai o bucată când mă trezeam să-mi pun cu o cafeluță. Și nu o să mă pot abține până când nu-i gata. Asta este realitatea. Trec sărbătorile, trec concediile și voi constata că am pus câteva kilograme în plus, da? Întrebarea este, câte kilograme ai pus în plus în aceste zile libere, spiritual vorbind? Când urci pe cântarul spiritual, după zile libere, după concediu, în ce direcție merge acum? Că fizic, știm. Dar spiritual? Păi da, frate, dar n-am avut timp. Interesant că pentru prăjituri cu vișine ai avut timp. Pentru cărnați ai avut timp. Pentru șnițele ai avut timp. Și să le faci și să le mănânci. Pentru hrană spirituală? N-am avut timp. De ce? Pentru că considerăm mai importante hrana spirituală și lucrurile acestea, hrana fizică și lucrurile acestea fizice decât aspectele spirituale. Pentru că ne-am convins că e doar o metaforă, că e doar așa ceva, o lozincă. Nu este o lozincă, este o realitate.
La fel cum este o realitate că dacă n-ai mânca, ai muri, este o realitate că dacă omiți hrana spirituală și disciplina spirituală, vei muri. Sau mai bine spus, poate ești deja mort. Sunt hotărât. Sunt rezolut ca hrana și nevoile mele spirituale să devină o prioritate mai importantă decât hrana fizică. În anul care vine, vreau ca hrana și disciplina mea spirituală să fie mai importantă decât pâinea. Nu teoretic vorbind, nu alegoric vorbind, practic vorbind. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 9, 27, mă port aspru cu trupul meu și îl țin sub stăpânire, ca nu cumva după ce am provăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Am ajuns la concluzia că nu putem negocia cu firea. Nu putem ajunge la un pact, nu putem trata cu ea. Nu putem ajunge la un compromis cu carnea aceasta, cu firea, cu trupul acesta. Este un război între Duhul și firea până la moarte. Pavel spune în Romani 8, dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Există un război care se luptă și în cele din urmă va muri ori trupul, ori Duhul. Ori carnea, ori Duhul. Ori firea, ori Duhul. De aceea când Pavel spune în Coloseni 3 despre viața nouă care o avem în Hristos, începe în felul următor. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, mulți dintre noi ne fălim că suntem vii, dar suntem morți. Pavel vine și scrie acestei biserici și spune, dacă, verificați-vă, care este viața voastră, ce câștigă, Duhul sau firea? Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru mulți dintre noi, și o să fiți surprinși de asta, și pentru predicatori de multe ori, e greu să te gândești la lucrurile de sus și pentru acea oră la biserică. Garantez că dacă aș putea, așa deasupra capului la fiecare, să văd un balon așa cu gândurile voastre, ar fi tot felul de gânduri. Oare am uitat să duc platoul pentru petrecerea de seară? Cum e cu termostatul acasă? Oare sunt destule lemne în centrală? N-am băgat motorină și trebuie să mergem la țară după biserică. Da? Știți care e lucrul cel mai trist? Se întâmplă și mie în timp ce vă predic câteodată. Și trebuie să fac așa o pauză de o secundă și să zic o rugăciune. Doamne, iartă-mă! Deci te rog, Doamne, iartă-mă! Dar dacă am fost înviați împreună cu Hristos, spune Apostolul Pavel, gândurile noastre vor fi la lucrurile de sus, nu la lucrurile pământești. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, și uitați cum îl descrie pe Hristos, Apostolul Pavel, așa de frumos aici, când se va arăta Hristos viața voastră, El este viața noastră. Nu ce se vede aici, nu ce mâncăm și ce bem, nu serviciile noastre, nu casele noastre, nimic din ceea ce e pe acest pământ nu este viața noastră cu adevărat. Și când se va arăta Hristos, care este viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, De ce, Pavel? De ce? Acum o să ne îndemne ca să omorâm mădularele trupului nostru și a firii. Și el spune de aceea. De ce? Ce motivație ne dai, Pavel, să luptăm această bătălie? Păi Pavel ne-a dat motivația. Pentru că Hristos, care este viața noastră, și noi împreună cu El suntem ascunși în Dumnezeu. Și credința este trăirea cu convingerea lucrurilor nevăzute. Asta înseamnă credința. Eu sunt convins că viața mea este în Hristos, în Dumnezeu ascunsă și viața mea este trăită cu această convingere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omor gândurile pământești. Înseamnă că prioritățile păcătoase sunt puse la pământ. Cum pot face asta, Pavel?
Trăiesc în credința că viața mea nu e aici, e acolo cu Hristos. Dacă am fost înviat împreună cu El. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Pavel e un maestru în a face aceste liste. Un maestru. Întotdeauna când pornește, începe curvie, homosexualitate, așa, așa, și după aia dă o chestie așa de banală, încât să înțelegem că toți suntem în aceeași oală. Și mi se spune lăcomia. Care dintre noi n-a fost lacom în acest an? Care dintre noi? Și Pavel vine și spune lăcomia, care este egală cu idolatria. Care este egală cu idolatria. Din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Vezi ce face Pavel? El vine și spune, hei, oameni sunt trimiși în iad pentru aceste lucruri. Cum poți tu să le faci știind că alții merg în iad? Cum poți tu să desconsideri ceea ce a făcut Hristos pentru tine? Dacă ai fost înviat. Dacă n-ai fost înviat, dacă doar ești un creștin nominal, dacă ești doar un creștin cultural, dar dacă ești un baptist din ăsta care așa, din tată în fiu, dar n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, cu Hristos, cu moartea și învierea Lui, atunci să păcătuim să mulțească harul. Dar Pavel și spune, hei, nu știți voi că din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării? Din numărul lor erați și voi odinoară când trăiați în acest, când trăiți în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Cum, Pavel? Cum vom putea face aceste lucruri? Și Domnul Iisus Hristos ne dă răspunsul în Ioan 17 când se roagă pentru ucenicii Lui și se roagă pentru copiii Lui care îi lasă încă în această lume și se roagă Tatălui și spune, sfințește-i prin adevărul tău. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu a fost lăsat pentru noi ca să ne hrănim din el și Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin cuvânt o sfințenie progresivă în noi, în așa fel încât să fim transformați, spune Apostolul Pavel, din slavă în slavă și să semănăm din ce în ce mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dar pentru asta trebuie să te hrănești. Trebuie să te hrănești cu hrana care Dumnezeu a pus-o la dispoziție cu cuvântul, cu cuvântul său. Și 5. Regret că nu m-am sacrificat suficient pentru lucrarea la care m-a chemat Hristos. Și trebuie să știți că fiecare om, fiecare ucenic al lui Hristos are o lucrare. Nu există. Păi frate, tu ai fost chemat să fii păstor. Eu sunt o simplă mamă. Aia este chemarea ta. Să fii o mamă. O mamă după placul lui Dumnezeu. Să-ți crești copiii ca să fie niște copii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aia este lucrarea la care ai fost chemată. Da? Mai altele. De a fi ucenicul lui Hristos. De a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. De a chema pe alții la Hristos. Fiecare mădular în trupul lui Hristos este chemat să lucreze. Nu există că n-ai nicio lucrare. Decât dacă nu ești mădular. Decât dacă nu faci parte din trupul Lui. Pavel vorbind despre credincioșii din Macedonia, din vremea lui, în epistola a doua către Corinteni, le spune corintenilor despre felul în care acești oameni din Macedonia s-au jertfit pentru lucrare și spune în felul următor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Știți de câte mult, de multe ori m-a bântuit acest verset? Cum adică Pavel au dat peste puterile lor? Cum vine asta? Cum adică au dat peste puterile lor? Noi în gândirea noastră vestică, știi la ce ne-am gândit prima dată? Măi, au avut ăștia o sumă de bani ca să dea pentru lucrarea Domnului, să trimită la Pavel să facă lucrare. Dar n-a fost suficient.
și s-au dus și au luat un credit ca să trimită la Pavel să facă lucrare. Și așa au dat peste puterea lor. Nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. Dar cum atunci, ce vrea să ne învețe Pavel când spune că sacrificiul lor a fost peste puterea lor? Eu cred că este simplu. Eu cred că Pavel vrea ca să ne învețe că sacrificiul creștin trebuie să doară. Trebuie să-l simți. Trebuie să rănească firea atunci când sacrifici pentru lucrare, atunci când sacrifici pentru Dumnezeu. El trebuie ca să meargă, sacrificiul care îl faci, trebuie să meargă până acolo unde firea simte că nu mai poate. Să investești așa de mult timp, așa de mulți bani, așa de mult efort în scopurile lui Dumnezeu, până când firea ta spune, ho! Măi, ce faci? Nu vezi că dacă mergi tot așa, rămânem fără bani în casă? Nu vezi că nu mai ai timp ca să lucri mai mult, să ai un job mai bun? Și când firea zice, gata, nu mai te las, în momentul acela când firea este rănită, să zici, încă un pas. Și atunci este un sacrificiu peste puterile tale. Un sacrificiu care se poate face doar împuternicit de puterea Duhului Sfânt. Atunci când dai din timpul tău, din efortul tău, din banii tăi, din afecțiunea ta, dar avem ideea că, bisericile cer bani. Nu avem nevoie de banii voștri. Vă spun, Dumnezeu nu are nevoie de banii voștri. Dumnezeu are mai mulți bani decât toți din România și America și din toată lumea. Punct! Dar suntem zgârciți nu doar cu banii noștri. Cu dragostea noastră. Da, iubim pe cei pierduți. Dar așa, știi, 10%, cât să nu ne deranjeze prea mult suferința pentru ei. Și ce înseamnă a iubi dincolo de puterile tale? A iubi până te doare. A plânge și a te ruga până nu mai poți să plângi și te rogi pentru cei pierduți și acolo să nu te oprești, să zici, nu! Sacrific firea care îmi spune stop, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere și mai fac încă un pas. Dar frate, de asta m-ar durea, da. Dar frate, asta ar fi greu, da. Ei au dat peste puterile lor. Puterile lor ar fi permis până aici. Puterea lui Dumnezeu a permis mai departe. Cum stăm noi cu sacrificiu pentru chemarea care ne-a dat-o Dumnezeu? Chemare ca și mamă, ca și tată, ca și creștin, ca și mădulare într-o biserică, ca și unii chemați să vestească Evanghelia până la marginile pământului? Cât de dureros este pentru noi? Câtă durere am simțit în anul trecut? În anul care vine, sunt hotărât, sunt rezolut să pierd totul pentru Hristos. I-am mai pierdut în viața mea totul. Nu pentru Hristos. Am avut experiența aceasta să pierd totul, realmente, să dau un faliment. Și ne-am murit. Dar în anul care vine vreau ca să pierd totul pentru Hristos. Pavel spune în Filipeni 3, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Cum atenție la ceea ce zice, la ceea ce zice Pavel. Că acum, imediat când ne gândim, dacă nu citim următorul verset, zicem, ăștia din ăștia care persecută biserica, ăștia din ăștia care hulesc pe Dumnezeu, ăștia din ăștia niște răufăcători. Și vine Pavel și spune, sfârșitul acestor oameni, da, care-s vrășmași ai crucii, va fi pierzarea. Și uitați care este problema lor. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și asta, zice Pavel, le asigură pierzarea și îi face vrășmaș ai crucii lui Hristos. Știți ce a descris Pavel aici? Majoritatea oamenilor care se numesc creștini, a căror Dumnezeu de fapt este pormoneul lor. Acolo minte umblă non-stop după lucrurile pământești. Și Pavel spune, ăștia sunt adevărații vrășmași ai crucii, nu islamul. A, sunt și ei, evident. Nu islamul face pe Hristos de rușine.
Creștinismul acesta de doi bani face pe Hristos de rușine. Creștinii care nu vor să sufere nimică pentru Mântuitorul lor, pentru credința lor, noi suntem vrășmașii crucii. Fraților, nu vreau în anul care vine să mă dezamăgesc singur și să vă dezamăgiți singuri. Pavel spune în Filipeni 3:8, ba încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. În concluzie, doresc fiecăruia dintre voi un an nou cu adevărat binecuvântat. Un an fără regret. Un an în care să simțiți în mod deosebit prezența lui Dumnezeu. Să știți că nu vă doresc neapărat un an ușor. Un an de odihnă. Un an de lenevie. Un an de chefuri. Vă doresc un an în care cu orice preț să-L cunoașteți cu adevărat pe Hristos, să vă apropiați de El și să vă bucurați de El, pentru că El este adevărata bucurie și singura bucurie care ține în mod veșnic. Pentru cei care ați înțeles chemarea Domnului Iisus Hristos în crucea Lui, ați auzit o binecuvântare. Pentru cei care nu-L cunoașteți, aveți impresia că v-am blestemat. Mă rog, dacă nu-L cunoști pe Hristos în această seară, ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii. Să vezi că jugul Lui este ușor. Că crucea care El te cheamă să o porți pe acest pământ este dulce și că slava la care te cheamă împreună cu El este absolut minunată. Să înțelegi că a suferi pentru Hristos este mai mare bucurie decât a te distra pentru lume. Și să încep anul 2017 un nou om. Un om răscumpărat. Un om mântuit. Amin.